Am observat că sunt foarte mulți apicultori care, după ce extrag mierea, au impresia că intervenția lor în stupină s-a încheiat. Și vreo 2-3 săptămâni nici măcar nu mai trec pe acolo. Însă partea frumoasă a acestei îndeletniciri care ne unește este faptul că în stupină niciodată nu se termină treaba. Cu alte cuvinte, de fiecare dată când intrăm în stupină avem ceva nou de făcut. Salutare tuturor, sunt Radu Pandrea și azi la sfatul zilei vreau să-ți rețin atenția cu 6 lucruri care mi-au trecut mie prin gând, prin cap, astăzi, în timp ce umblam prin stupină. 6 lucruri pe care trebuie să le faci între culesurile de miere. În cazul în care îl știi pe al 7-lea sau pe al 8-lea, te rog, nu ezita să mă completezi, pentru că cu siguranță mai sunt și alte lucruri care trebuie făcute între culesurile de miere. Ei bine, pentru început trebuie să conștientizăm faptul că următorul cules de miere se pregătește încă din momentul în care selectăm ramele care urmează a fi extrase. Haideți să începem cu primul lucru, primul din cele 6. Ei bine, o serie de colegi susțin că mierea din cuib trebuie să rămână acolo și niciodată nu se ating de mierea pe care albinele au depozitat-o în cuib. Ba mai mult, unii colegi nici măcar nu deschid cuibul atunci când selectează ramele care urmează a fi extrase. Pe considerentul că ramele de cuib sunt contaminate cu pesticide, cu pesticidele cu care noi ne tratăm albinele și nu numai, trebuie să le dăm dreptate. Și pe considerentul că albinele au nevoie și ele de hrană. Și pe acest considerent trebuie să le dăm dreptate. Însă, măcile trebuie să ponteze și să-și continue ciclul de pontă, așa că e bine să eliberăm cuiburile. Să știți că mierea căpăcită, albinele niciodată nu o vor urca în magazie. Uneori nici măcar mierea necăpăcită nu o mai urcă în magazie. Și în cazul în care avem o coroană consistentă de miere în cuib, să știți că albinele își vor limita cuibul acolo și nu vor urca în magazie. Nu știu dacă ați observat, în special la culesurile de primăvară se poate observa acest lucru. Dacă albinele încep să depună miere și să o căpăcească sub gratia Hahnemann, cu greu mai urcă deasupra ei. Doar dacă luăm noi ramele cu miere, le scuturăm de albine și le urcăm noi deasupra Hahnemannului. Doar așa există șansa să le putem urca. Bineînțeles, sunt două păreri. Vă las pe voi să decideți care să o alegeți la un moment dat, pentru că veți fi puși în situația în care să alegeți, eliberați cuibul și extrageți mierea de acolo pentru a crea spațiu albinelor, pentru a crea spațiu măcilor să ponteze, sau nu vă atingeți de mierea din cuib și le-o lăsați lor. Vă las pe voi să decideți fiecare cum dorește să facă. Haideți să trecem și la al doilea lucru. Să știți că între culesuri nu există timp de pierdut. Dacă nu poți extrage mierea la timp, trebuie să selectezi ramele și să le ridici în magaziile superioare, iar deasupra Hahnemannului să lași întotdeauna o magazie goală. O magazie goală pe care albinele să o pregătească pentru următorul cules de miere. Nu uita de cuib. Dacă e nevoie să-l eliberezi, eliberează-l și pe acesta. Haideți să mergem și mai departe. Al treilea punct este unul foarte important. Între culesuri e imperativ să urmărim starea de sănătate a coloniilor noastre. Între culesuri putem face tratamente invazive care să ne reducă considerabil populația de varroa pe care o avem în interiorul coloniilor.
chiar dacă avem impresia că tratamentele din toamnă sau tratamentele din primăvară au redus sau poate chiar au eradicat parazitul varroa, să știți că acesta e colectat de pe câmp, e colectat de la alți stupi. Trântorii care circulă între stupine sunt purtători de varroa, așa că nu vă lăsați induși în eroare de faptul că ați făcut tratamente astă primăvară și acum cu siguranță nu mai aveți. Deci e un moment optim în care să faceți tratamente. Nu acesta, că acum avem cules. Dar perioadele dintre culesuri sunt momente optime în care putem face tratamente de parazitări antivaroa. Însă 2021 a fost considerat de mine, e drept, anul puietului văros. Foarte mult puiet văros, cel puțin în România, dar să știți că am avut clienți și în Italia care au cerut produse pentru tratarea puietului văros. Uite, e un moment optim, perioada dintre culesuri, de a continua măsurile de profilaxie care sunt impuse și care pot fi aplicate între culesuri. Ce să mai spun de locă? În ultima lună, cel puțin 5 apicultori mi-au semnalat focare de locă în România. Cel puțin 5 apicultori în ultima lună mi-au semnalat. Mă gândesc câți or fi care tac și nu spun la nimeni nimic. Deci, e imperativ să urmărim și evoluția acestei boli, pentru că mai ales în stupinele nesupravegheate constant, în stupinele în care apicultorul își face treaba mai rar, pot apărea focare de locă. Și acestea trebuie nu doar controlate, ci și anunțate. Așa măcar din bun simț față de colegii care sunt în jurul nostru. Și evident, va trebui să luăm măsuri fiecare dintre noi. Nu avem locă. Perfect. Însă, trebuie să luăm măsuri pentru a nu crea furtișac. Dacă creăm furtișac și aducem în stupină albine din stupine infestate, este foarte probabil să ne băgăm în interiorul stupinei noastre această boală. Foarte gravă. Haideți să mergem la următorul punct. Este indicat ca albinele să fie furajate constant. Uite, și prin furajarea constantă a coloniilor noastre evităm furtișagul, evităm ca albinele noastre să meargă, să bată la poarta stupinelor infestate. Bineînțeles, există și cazuri în care se creează furtișaguri și nu avem ce să facem, însă, încă o dată, e bine să furajăm constant coloniile, în special în a doua parte a verii, adică între culesurile din a doua parte a verii, când zilele se micșorează și albinele au o durată mai mică de zbor pe durata zilei, au un timp mai scurt de zbor pe durata zilei. Bine, mergem mai departe. Să știți că în special înaintea culesurilor de primăvară, uneori chiar și în timpul culesurilor de primăvară, se mai pierd mătci. Prin roire, prin manipulare neatentă, pierdem mătci. Cu cât observăm mai repede dispariția mătcilor din anumite colonii, cu atât vom putea reabilita acea colonie și o vom putea pregăti pentru următorul cules. Deci, verificați obligatoriu coloniile voastre după ce extrageți mierea la interval de aproximativ o săptămână. Cine lucrează cu familii de producții și familii ajutătoare, să știți că face foarte bine. Între culesurile de primăvară, aceste persoane, acești colegi, fac schimb de rame cu puiet. Cu alte cuvinte, scot ramele cu puiet larvar din interiorul coloniilor de producție, pentru că
își doresc ca acele colonii să rămână intacte, să nu roiască. Și le mută în coloniile ajutătoare, în familiile ajutătoare, de unde scot rame cu puiet căpăcit și le pun familiilor de producție. Pe timpul verii e posibil ca situația să se mai schimbe, însă nu tot timpul. Uite, o situație care s-ar putea să necesite schimbarea acestei reguli este faptul, este momentul în care dăm de colonii dezvoltate mult peste medie, adică supracolonii care deja au trecut de acel prag peste care, dacă crește colonia noastră, inputul de miere nu crește foarte mult. Există și acel prag de saturație. Ei bine, când avem colonii care sunt supra-dezvoltate, în timpul verii scoatem rame cu puiet căpăcit și le dăm coloniilor ajutătoare pe care ne dorim să le ducem la un nivel pe care să le putem ierna în condiții de siguranță. Deci putem face și acest lucru, cum vă spuneam, în afara regulii. Acestea au fost cele 6 lucruri care este bine să le facem între culesuri. Încă o dată te rog, dacă ai completări, fă-le, pentru că doar așa ne putem îmbunătăți. Și apropo, dacă nu ești înscris pe acest canal de YouTube, fă-o chiar acum, deoarece urmează multe, multe materiale interesante pentru toți.